Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Expedition, a Mad Runner, pe canalul Hosinka Games. De azi vom face această misiune în care trebuie să mergem să scanăm niște zone unde spun ăștia că ar fi găsit ceva fosile de dinozauri. Bun, deja trebuie un metal detector din câte văd. Dificultatea scrie că e very hard. Very hard. Ne trebuie un scout, doar că văd că aici îmi scrie că trebuie două camioane și văd că scrie și că va trebui să construim un pod. Așa că trebuie să fiu foarte atent. Bun, hai să-i dăm aici. Deci ne trebuie un metal detector și un scout. Un scout, eu aș lua un scout. Asta e încadrat ca și scout. Nu? Da. Asta nu e încadrat ca... Nu, e off-road. Scout. Marșalul. Aș lua marșalul, doar că ad proof pune metal detectorul by doar că ia să vedem ceva motor pe aici, putem să-i mai facem upgrade la asta? Nu. Snorkel avem. Bun. Doar că în inventar aș vrea să iau spare parts-uri din astea. Pot? Vezi, nu mă lasă. De ce? Pentru că n-am remorcă, cred. Nu? Pentru că o să avem nevoie, dacă construim podul, o să avem nevoie de service spare parts-uri. Aaa, dar știu ce fac. Deci iau ăsta cu metal detector și aici voi lua pe ăsta. Voi lua pe ăsta și voi pune în bena lui din astea. Service per parts-uri. De 50 din 500. Așa, tăticu. Umplem aici cu service per parts-uri. Nice. Hai să-i pun și un de ăsta și un din ăsta. Așa. Să avem. Bun. Și hai să-i dau și lui ăsta în inventory, să-i dăm un cric și o ancoră. Perfect, Ticu. Și acum le avem pe amândouă, nu? Da. Deci am luat metal detectorul 1 din 1, am luat două din astea, am luat și spare parts-uri din alea ca să putem să construim podul și eu zic că suntem în regulă. Hai să-i dăm start. Și ar trebui să ni le spawneze pe amândouă aici și în caz că avem ceva probleme, venim doar și luăm camionul ăsta cu spare parts-urile și ne mișcăm. Bun, hai să vedem unde trebuie să ajung prima dată. Pick up archaeology equipment. Oh my god, trebuie să iau și din ala. Păi și e posibil să nu mai pot să... Păi și de unde iau? A, cred că le iau de aici, nu? Radia. Camera. Păi și care e ăla? Portabla, hidro, păi nu știu care e ăla. Aici avem spare parts-ul și alte prostii. On parking. Potential storage. Păi și de unde iau prostia aia? Și cum fac să mă mut în Tuz? A, de aici. În can aș vrea. Action. Bă, că mi-arată undeva în dreapta, acolo sus. Ia să merg să vedem. De așa să iau pe aici. Dacă nu ar fi. Inventory. 5 track.
Pare că trec cu ăsta, sau? Da, mă, dar eu am plin... Am ăsta full. You are starting expedition, nu știu ce. Da, mă, am pe ăla, lăsați-mă. Dar nu știu să iau ăsta, archeological... set. Mă, trebuie să iau de aici de undeva. Dar cred că n-am luat-o bine pe aici, cred că nu pot să urca. Bă, nu degeaba zicea acolo very high, very hard, pardon. Bă, că mi-arată acolo ceva, oare trebuie să mă duc de acolo să-l iau? Doar că eu sunt încărcat cu service per parts-urile alea. Una, două, trei. Bun, uite, văd pe aici un traseu, să ne pot să urc așa. Ba nu, stai așa. Totuși să mă uit, să mă uit mai bine așa. E aici. Ala întrag, nu. Bă, eu nu știu dacă pot să trec pe aici. Hai sus. Hai. Hai zi-mă, te duc. Dă-i bice. Bă, am început misiunea, dar... Nu știu de unde iau ăla. Archaeological set. Sincer să fiu, nici nu am văzut pe nicăieri ăsta. Eu urmăresc misiunea care trebuie. Arizona Museum. Da, mă, da, asta e. Ia, hai să vedem. Vreau să ajung acolo, la unde mi-arată ei. Să vedem, poate e acolo. Trebuie să-l iau de acolo. A, mă gândesc că poate trebuie să-l scanez, să-l găsesc eu pe hartă. A, ba nu, mă, uite, e aici. Da, mă, da, e aici, gata, l-am găsit. Doar că eu sunt full cu service per parts-uri, aia e problema. Deci de aici trebuie să-l iau. Trade. Ăsta, nu? A, hai că pot să-l iau. Și nu spune? A, ba da, arhelor... A, e perfect, mă, tătic. Bun. Conduct visual inspection of... Fotoprint. Păi și... Acum? Am partea asta. Problema e alta acum. Să mă duc cu camionul sau să mă duc cu ăsta? Ok, hai să mergem cu ăsta acum, dacă toți suntem. Cu camionul ăsta. Să vedem cum urc eu pe aici. Trebuie să trec pe aici, dar să vedem cum ajung eu pe acolo. Uite așa frumos, trecem pe aici, pe marginea asta. Ajungem aici. Hai, să-i dăm bice. Deci, teoretic, acum avem tot ce ne trebuie la noi. Avem și chestia aia luată, arheologicul ăla, nu știu cum. Pot să coborăm pe aici? Wow! Up. Hai, bă, am coborât ușor. Bun, hai să-i dăm bice. Știi ce? Nu. Cum trec și un camionul celălalt în ăsta? Action? Așa. Vreau să-l iau și pe ăsta după mine cu winch-ul. Am și metalul ăsta, detectorul de metale aproape. Că poate avem nevoie de el și îl voi lua cu winch-ul, cum fac de obicei și în Snowrunner.
Așa. Trade. Ce trade? Instruct, da. Mai să... nu mai știu cum prindeam... Ah, winch. E not be used. Ah, trebuie să pornesc motorul, nu? Așa, mă. Turn on engine. Hai să pornim motorul și ăla și hai să-i dăm drumul la treaba acum. Și să mergem... Da, o să fie mult mai dificil pe Expedition. Pentru că avem drumurile astea nasoale. Uite, vezi? Pe care eu trec, dar el poate nu trece sau ceva de genul. Mie să nu se răstoarne, să nu-i dau damage foarte mult și tot așa. Bun. Deci ar trebui să trec pe undeva să ajung în partea aia. Dar pe unde? Deci eu mai pe aici, pe dreapta, să cobor puțin zona asta. Și dacă e după aia până traversez aici, îl voi lăsa jos. Pe singura oportunitate e pe aici, cred. Ia să vedem, putem să trecem pe aici? Fără să ne răsturnăm. Hai, hai, hai. Nu! Asta zic, vezi, din nasol cu băiatul. Ia stai să vedem, să te sunflăm puțin roțile. Te răsturna, te rog eu. Bă, hai că am trecut cumva. Sincer să fiu, nu știu cum, dar... Păi și aici acum mai trecă, fraților. Ia să încerc aici. Să vedem dacă am sorți de izbândă. Se pare că aici trebuie să construim podul, nu? Că n-aș vrea să-mi folosesc o ancoră aici. A, da, se pare că trebuie să folosim o ancoră. Doar că unde? Că nu mă lasă nicăieri. Oh my god. E, atunci știi ce? Încerc să o iau. Op, 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 no, no, no. Ba da, m-am băgat și-o pe aici. Ia să vedem, așa merge? E, nu chiar așa. Vreau pe dreapta pe aici. Dar nu virează că e printre stâncile astea vieții pacii. E, atunci hai să o iau pe dreapta aia. Pe aici vrea? Hai, bubiță, urcă! Aia zim. Deliver supii. 75. Așa, mă, și ne construiește și nouă podișca aici, pe care putem să trecem. Așa, mă, tăticule. După aia, dacă îi mă întorc eu și după nenea ala, dacă avem nevoie de el, că am zis eu că le iau după mine, dar e dificil, tată. E dificil să merg cu amândouă. Cred că să mai las roțile așa. Neurile. Sau să le dau. Hai să le umflu totuși. Să vedem. Bun, ajung aici. Foarte puțin mai am și ajung. Deci v-am spus, ați văzut, a scris acolo că e very high asta, misiunea. Very hard, pardon. Nu știu ce tot zic mereu very high. Așa că... ne așteptăm la ce e mai greu. Văd că am pus pe aici checkpoint-ul, dar stai să puțin să mă mai uit pe hartă. Sincer, mergea și pe aici. Pe dreapta. Da.
Mergea și pe dreapta, doar că am plecat pe stânga acum. Asta, hai cu culin pe stânga, pardon. Hai, dă-i cu bice! E... Bazuga, să nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă vă place acest video și dacă nu v-ați abonat, Bazuga, să apăsați și butonașul de subscribe. Să ne strângem acolo cât mai mulți pe această comunitate. Și să nu uitați și de clopoțel, să-l activați ca să primiți notificare de fiecare dată când postez un video nou. Atât cu Expedition, cât și cu SnowRunner și cu alte jocuri pe care le mai joc pe canal. Bun, deci am ajuns în zona asta, dar să vedem ce trebuie să fac aici. Contact, conduct visual, inspect, nu știu ce. Start scanning. Ah, deci trebuie să scanăm momentan. Am scria că avem nevoie și de metal detector, s-ar putea să avem nevoie. Mamă, la limit am prins-o. Aha, deci cred că acum avem nevoie de metal detector aici, nu? Văd că a găsit acolo niște chestii. Ia să vedem. A, ba nu, trebuie să montăm ăsta ce-l avem noi pe camion. Nice. Bun. O să încerc să trec pe aici, să vedem dacă reușesc și să ajung în zona asta, să livrez ăsta și după aia cred că noi terminăm cu ăsta. Sau pur și simplu scout-ul l-am luat degeaba. Dar de ce mi-a recomandat scout? Asta nu înțeleg. Cred că pe aici n-am nicio șansă să trec, a? Aș putea să o culesc pe acolo pe jos, dar... Parcă mă mănâncă să trec pe aici. Și nu știu dacă o să pot. Da, cred că nu o să reușesc. Dar am o altă idee. Aha. Cred că mai ieșim de aici dacă e. A, stai că avem uinciu aici, tuticu. Bun. Aș vrea să trec, uite, cam așa pe aici, dar stai așa să o iau mai pe stânga. Să trec puțin așa în diagonală. Dar problema e să nu mă răstorn. Op. Uite, ceva de genul am vrut să fac, dar... Hai. Op. Am că știu că poți. Știu că poți. Ei, și dacă o iau pe aici? Aha, și acum dacă dau cu spatele, nu urcă? Nu urcă, bă, să duce tot acolo unde a fost. Ui, ceva pot să mă prind, nu pot. Cam așa, hai. Aoleu, a rămas aici. Hai! Sus! Nu mai vreau. Ia să-i dăm cu o ancură, să vedem. Pot să o folosesc? Pot acum. Văd. Așa mă, că... Să mă scoată doar pe mal, afară. Știi? Că după aia mă descurc eu. Păi, fac. Așa mă, tăticu. Bun, hai să dau și eu una, două, trei. Pânzerate, dar măcar e mai luminos. Așa, bă, tătic. Bă, să știi că se cunoaște faptul că spunea că e pe greu acolo. Foarte greu, mai exact. Bă, nu știu cum să... Una, două. Una. Nu știu, cred că e dimineața acum. Nu-mi dau seama. Aș vrea să prind mijlocul zilei ca la SnowRunner, dar nu știu unde mi-arată. Uite acolo ceva. Camp. A, păi sunt ăștia arheologii, nu? Eu am venit acum și le montez echipamentul. Deliver. A, uite că am și găsit fosila. Bă, au avut dreptate ăștia. Explorer, dar aia nu știu ce. Deci au avut dreptate băieții. Și unde e zona care trebuie să explorez? Deci în partea asta. Păi și cum ajung eu acolo? Uite, aici trebuie să fac un alt pod.
mă ajung eu în zona asta. Văd că, uite, e o coborâre pe aici. Doar că, ia să ne pot să cobor pe aici, oare? Hai să ajung până în zona asta și vedem după aia. Ma, acolo e sigur... Ies, să mă uit puțin. Nu mi-apare nimic. Uite, acolo mi-apare un pod. Undeva era... și o din aia. Bun, hai să ne continuăm expediția, zic. Să mergem să explorăm zona. Să vedem. Până acum n-am folosit scout-ul deloc. Mamă, dacă eu cobor pe aici și scap viu. Deși nu cred că am cum. Exact ce vă spuneam. Ma. Păi, e bine că a căzut păruț. Asta e tot ce contează. Bun, și acum ar trebui să cobor iară, dar pe unde? Chichie, ia să scut eu puțin drona să... What? Da, super. Aici e iarăși destul de abrupt. Aha, cred că pot să trec pe acolo, ia. Gata, am văzut pe aici, pe lângă copăcel. Am luat ceva... Mamă, nu mai am motorină ăla asta. Băleu, a trebuit să mă duc la un din ăsta. Să mă încarc. La un drop ceva. Mi-a arătat unul pe aici pe hartă. Aaaa. Hai mă, prinde și tu cu roata aia. Un pic de tracție. Aia zic. Aia zic mă băieți. Hai că am prins. Bă, aveam undeva... Dar mai știu unde exact. Mi-apărea un drop. Ia să vedem unde e dropul respectiv. Mamă, e tocmai la... Finii nu are carburant. Bă, leu. E o problemă. Uite, să vin aici. A, mă duc acolo ca să... Zi. Să inspectez zona. Hai să mai scot ăsta all-wheel drive-ul. Că e belea. Nu găsesc, mă, și eu niciun drop aici pe aproape. Pot să mă alimentez. Bun, hai să scanez de aici. Undeva în partea asta mi-a părea că trebuie să scanez. Eu mă uit și după drop acum. E? Gata, atât încolo. Încoace mai pot să scanez ceva? Yeah, uite ce am găsit. A, e o trecere. Ba, da, greu să întoarcem o drona asta. Nu, cred că trebuie să... Cred că trebuie să mă înaintez puțin. Ba, nu, uite, în dreapta mea. A, uite, avem un airdrop aici. Ia, hai să mergem la el. Tare de căpun. Cum trec eu pe aici? Deci dacă nu am carburant, am belit-o. 32%, văd că am mai... am mai explorat ceva. Hai. Aia zic-o. N-am, mă, cum să trăiem în cață așa. Și nici nu știu unde e sus, e jos. Pare a fi sus.
Pare a fi sus. Mică îmi consumă carburantul degeaba pe aici. Bun, ia să vedem pe unde mai trebuie să explorez. Deci undeva în partea asta, peste apă. Partea asta cumva trebuie explorat. Și undeva tot în față spre drop. Deci uite acolo drop-ul. Trebuie să urc cumva. Bă, n-am ce face, trebuie să mă duc la drop, pentru că dacă nu mă duc, voi rămâne fără carburant. N-am nicio șansă. N-am nicio șansă să trec. A, mă urcă. Să iau pe aici, mai pe dreapta. Nu spune că și aici îmi trebuie. Am mai dat damage la camionul ăsta de la înzăpăcit. ...73%. Bă, nu mai am foarte mult nici din ăsta. Dar nici carburant nu mai am foarte mult. Bun, hai să vedem pe unde cobor și ușor. Uite drop-ul acolo. Bă, dacă nu e carburant, am sfeclit-o. Și s-ar putea, pentru că... Știți ce spunea la început de misiune, nu? Very hard. Am descoperit aici o coborâre. Dar eu sper să fie. Sper să fie, că dacă nu, v-am spus, am îmbulinat-o. Trade. Hai mă că avem și carburant. Ia tot. Ia și astea. Umple aici totul. Hai și cu carburantul. Facem full-ul la băiat. Și restul nu pot să... e gol. Perfect. Bun. Păi și n-am mai explorat și o harta. Deci mai am undeva în dreapta aici. Mai e și pe aici pe undeva. Hai să încerc să urc aici. Deci practic pe unde am venit. Dar măcar am reușit de-am încărcat camionul. Hai mă, nu poți să treci de dungulița asta. Nu pot să cred, doamne, că asta. Aia zic. Deci mai trebuie explorat și pe undeva pe dreapta. Mă enervează chestia asta cu exploratul ăsta, că pierd timp. O consumă cam mult ăsta, cred că mi-a dat damage la motor. Ia să vedem. Q, nu Q. Control. Are 90 damage la motor și... cam consumă, gata. E 100%. Hai. Hai că avem treabă de făcut. Bă, cred că și în episodul de azi tot o singură expediție reușim să facem. Ce să facem? Din ce în ce vin mai grele. Bun, ce să facem? O să încerc să mă duc cât mai în față. Că undeva mai în față am de explorat. Bine, am și pe acolo pe o apă, da. Văd că aici mi-apare să fac un pod. Hai să-l fac, zic. Că nu se știe când avem nevoie de trecere și hai să explorez puțin zona. Și undeva pe aici zicea, nu? 85-86, deci în partea asta. Uite, acolo e ceva în față. Ca un container sau nu știu ce e ăla. Ia-i să mergem. Mamă, dacă pic de aici...
Dar stai să mă uit să vedem unde mai am de explorat zona. Deci în dreapta mea, cumva. Containerul e pe undeva pe aici. Bun, hai să mă încerc să explorez puțin zona. Deci în dreapta mea, da. Nu scade deloc. Cred că eu trebuia să mă duc unde îmi pun ei punctul. Gen, punctul e în mijlocul hărții. Și după aia să explorez de acolo. Dar aș vrea să mă la containerul ăla, să vedem ce e acolo. Sau e pur și simplu de decor. Am văzut și un container acolo în îndepărtare. Hai că am mai scanat, am 93%, văd. Eu consum gazul de aiurea pe aici. Bă, stai mă, așa, eu unde l-am văzut pe ăsta? Cred că nu știu ce am văzut eu. Bă, nu mă mai duc, mă. Nu mă mai duc, că nu știu ce am văzut și mie că mă duc degeaba. Unde mai am zona de... pe scanan, mă. Deci mai e un pic aici și un pic aici. Hai să mă întorc unde am venit. Mergem, uite, așa, în zona asta. Păi eu să revin când am asta zi... când am scanat toată zona, că mai e de lucru pe aici. Bun, haideți că am revenit, am reușit să scanez toată zona. Se pare că acum va trebui să luăm un alt echipament arheologic. Tocmai din partea asta. În cazul ăsta voi da aici, voi da recover la camionul meu și îl voi încărca și cu fuel. Avem aici, hai să mai luăm și niște service per parts-uri la noi să avem. Și va trebui să merg iarăși pe acolo pe sus să iau ăsta. Zi. Și ce ia să scanez eu puțin cu drona să vedem? Pe aici. Pot să urc și o să ajung la ăsta mai repede. Așa ar părea. Pe unde am zis? Pe aici, pe undeva, să încerc să urc. Uite, pe aici. Da, bă, da, hai că putem. Deci se pare că trebuie să luăm un alt archeological din ăsta set. Mi se pare că sunt vreo 3 zone, dacă nu mă înșel. Până acum n-am făcut nimic cu metal detectorul. Chiar curios de ce m-am pus să-l iau. Dacă nu l-am folosit deloc. Așa, hai să mergem să-l încărcăm și pe ăsta iarăși. Nu să vezi că nu... Că trebuie să le iau eu din anumite zone, din câte se vede. Că așa luam zi, luam mai multe, din prima. Așa, mă, bine că am avut winch-ul ăsta aici. Bun, hai să încărcăm de aici. Trade. Mamă, dar nu mai am spațiu. Vreau să-mi vând chestiile. Crep metal transfer. Bun. Acum următorul punct în care trebuie să ajungem noi. Undeva acolo. Bă, leu. Păi tot în față. O să încerc să cobor pe aici, să vedem dacă reușesc și după aia să o iau așa. Frumos, țaca-paca. Așa frumos, pe aici. Păi nu știu că pot să urc pe aici sau o iau așa, pe ocolite.
Vedem. Bun. Hai să-i dăm drumul la treabă. Aici aveam fuel, că nu mai știu. N-am. E gol. Era decât ăsta. Chestia asta. Păi sper să nu mă pune iar să... să descoper zona. Mă gândesc că o să mă pună și cu metal detectorul ăla sau... cu ăla mă punea să scanez și pabar n-am de ce m-a pus să-l iau. Dar l-am luat să fie acolo că... na. Uhuhu! Ei, ușor, băi! Bun, hai că am ajuns jos. Mama, iar am dat damage la, la motor. O, cât e de... cât... cât de lungă e o misiune din asta, te pune, du-te și colo, du-te și colo, ia și aia, fă și aia. Hai sus. Am eu nume preferat, tătico. Pentru că, știți bine, asta este off-road, nu e scout. Ați văzut că scrie off-road. Băi, că e bun drumul pe aici, față de pe unde am umblat mai înainte. Al de aici. Easy peasy. A, uite cum urcăm pe aici. No problem. Bun. Și pe aici, pe dreapta, apare că pot să cobor. Da, liniștit. Liniștit pot să cobor. A, și după aia, după ce montez asta, cred că mă pune iar să scanez cu... Mamă, ce era să mă răstorn. Uite un avion. O coadă de avion sau ce e aia. E o dronă, bă. Dronă din aia de, de război. Hai. Mamă, ce era să mă răstorn acolo. Dar am scăpat. Urc pe aici. Deci trebuie să ajung undeva sus. Oare pot să urc pe acolo? Bă, nu cred că pot. E mai bine pe unde am pus eu pe ocol. Deși nu cred că o să ocolesc pe unde am pus eu, ci o să iau pe aici. V-am spus, pe hartă se vede una pe, pe zi. În realitate, când mergi pe aici, se vede altceva. Uite, de exemplu, pe aici, pe hartă, nu părea că pot să urc. Chiar o să mă uit de curios, să vedem. Uite, vezi? Cum apare pe hartă aici, aici pare că sunt niște stânci super imense și nu pot să urci. Dar se pare că, în realitate, uite, am putut. Bun, și am ajuns și în zona asta. După aia, sunt curios, vedem ce mai îndă să mai fac. Asta pare a fi salcâm. Da. Deci exact ca în partea cealaltă, scanăm zona și după aceea să vedem unde mă trimite să montez ăsta, cred că nu? Aici sus îl montează? Da, cred că aici. Aha, aici ar părea să fie iar o fosilă. A, uite urme de, de dinozaur, acum am, am văzut. Bun. După aici pe dreapta părea că pot să urc, nu? A, frâna de mână. Nu spune și mie nimeni? What? De ce mi-apare acolo? A, stai mă! Stai puțin că se pare că în partea asta trebuie să mă duc. Bă, știi ce? Ca să fiu sigur, da, acolo, acolo, că acolo mi-arată. Așa mă, ca să nu greșesc. Bă, bine că am văzut că urcam degeaba până acolo sus. Cum, adică pun mașina asta arheologică aici și îmi scanează acolo sus? Îmi descoperă scheletul acolo sus? A, ba nu, what the fuck? Păi și acolo sus care era jmecheria? Uite, ăsta avea și ouă. Am finalizat expediția, wow, nice.
Da, ceva n-am făcut, dar nu știu ce. Mamă, 52.600 de bănuți am făcut. Mam. Știi ce? Hai să... Nu așa. Cum făceam, mă, că nu mai știu cum făceam. Accept, da, my menu. Vreau să mă plimb singur. Dar stai că nu mai știu cum făceam. Free room. Ah, uite aici, free room. Da. Un camion. Hai să iau pe ăsta odată, ad. Și să iau și un scout. Iau ăla, ăsta, marșalul, ad. Voi pune din ăsta și din ăsta pe el. Pe ăsta voi pune din ăsta, din ăsta. Și atât. Și ploi. Ca să încerc să fac o misiune din asta secundară. Mai facem o misiune. Să vedem, poate e ceva așa mai rapid. Să-ți facem una din aia cu mină. Uite din asta. Ia, hai să mergem la aia să vedem. Ui. Dar nu mi-apare. A, dar poate trebuie să iau de aici. Doris, nu știu ce. Take a photo near... Nu știu ce. Băi, e destul de departe asta. Ia să vedem altceva. Asta și asta e departe. Asta și asta e departe. Asta e departe și asta. Fosil, nu știu ce. Take a photo, take a photo, take a photo. Instală first, nu știu ce. Core problem, abandon. Abandonând echipament. Și de unde? Asta de aici, de la airdrop? Ia să vedem. Stai că n-am activat-o. Și de ce nu-mi dă start tracking? Nu-mi dă start tracking la asta. Super, nu știu ce, delivery, first portable. Bun, băi, sper să rămân și eu aici cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Usenca Games și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!